Aveți o descriere despre speciile de interes comunitar ce Această activitate se desfășoară pe perioada a 3 zile și am dorit foarte mult ca copiii din Tulcea și Ialomița să cunoască județul nostru prin vizite în situl Natura 2000. Astăzi, de exemplu, se vizitează situl Natura 2000 Mestecănișul de la Reci. Ieri s-a vizitat Muzeul Cinegetic, care în țară, din câte știu, mai e un singur muzeu, la Posada și la noi în Sfântul Gheorghe, Muzeul Carpaților Răsăriteni și Muzeul Secuiesc. Mâine se va vizita rampa ecologică de la Leț, în care am dorit să prezentăm tinerilor o colectare selectivă modernă, o rampă ecologică modernă, pe care județul nostru o are și cu care, eu sincer să vă spun, colegii de la Consiliul Județean ne așteaptă în area protejată, au adus niște mici atenții, deci o să primiți câte o șerculiță, am înțeles, nu știu ce ei, ce traseele pentru ciclism, deci avem niște trasee de cicloturism, de mers pe jos, respectiv și un traseu bate soarele ecvestru cu calul. Deci suntem pe a doua terasă a Râului Negru. Aici găsim un câmp de dune stabilizate prin plantații de plop și mestece. Haideți, vă rog frumos să vă... Voi ne-a organizat sau plecăm acasă? Haideți!